Prima tehnică se numește grounding, adică împământare. În momentul în care îți aduci atenția în corpul tău și poți ții chiar acum 5-10 minute, te asigur că nu durează mai mult decât 5, însă restul de 5 poate să rămâi puțin în spațiul ăla ca să se imprime așa bine, înainte să îți începi din nou activitatea pe care o ai de făcut. Așadar, dacă ți iei 5 minute chiar acum, te invit să închizi ochii și să-ți aduci atenția pe respirație. Să lași gândurile și problemele fix acolo unde sunt, în mintea ta, desigur, și în realitatea pe care tu o cunoști. Tot acolo o să le găsești. Însă poate o să le vezi cu ochi diferiți. Deci, du-ți atenția pe respirație și mai exact, observă acel mic spațiu din care pornește respirul tău și rămâi cu atenția în acest mic spațiu și lasă respirația să se întâmple singură de la sine. Până când simți liniștea, cum apare din acel mic spațiu din care inspiri tu și o aduci pe inspir și pe expir. O lași să curgă pe inspir, să coboare pe expir, în tot sistemul tău. Și o să te rog acum să duci atenția acolo unde începe coloana vertebrală. Și din acest punct să îți imaginezi că pornește o axă, ca și cum ar porni așa un firicel de lumină care urcă până sus, la cer, în univers. Și undeva în infinitul nemărginit, deasupra capului tău, se prinde de o stea. Și apoi, din același punct, da, aici la spate, de unde începe coloana vertebrală, lasă să coboare al doilea fir de lumină, sau să continue același fir de lumină, să coboare până jos în centrul pământului. Să coboare adânc, 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 până în mijloc, până în centrul pământului. Și acum imaginează-ți că simți această axă, acest fir de lumină care este indestructibil, câtă putere și energie are, care trece prin centrul coloanei tale. Și imaginează-ți că această axă, acest fir de lumină, se transformă într-un copac, într-un copac puternic, cu ramurile până sus la cer, până ajunge și atinge acea steluță din universul infinit. Și acest copac își coboară rădăcinile până în mijlocul, până în centrul pământului. Și dă-i voie acestui copac să susțină pe tot parcursul zilei energia pe care o simți în corpul tău chiar acum și
este acea energie de regenerare. Acea energie de regenerare, de putere, care te încarcă, care te conectează cu liniștea naturii tale interioare. Și de câte ori simți că stai prea mult în mintea ta, du-ți atenția la acest copac și regăsește-ți resursele în acest mod până când vei învăța să lași atenția în corp. Să lași atenția să fie conectată cu respirația ta, să simți toate senzațiile tale și în același timp să și gândești și să găsești soluții în fiecare moment al zilei tale de lucru. O altă metodă de împământare, cea mai simplă și naturală, este să ieși afară în natură și să-ți lipești spatele de un copac și să simți această energie a naturii în tine, în interiorul tău. Însă știu că dacă lucrezi într-un birou, nu ai să faci asta. Însă știi că creierul nostru nu face diferența între imaginație și ceva real. Și atunci ne folosim de acest exercițiu imaginativ pentru a avea acest rezultat. Un alt exercițiu de împământare și de aliniere care îți oferă toate resursele de care ai nevoie într-un anumit moment este cel în care te ridici în picioare și acesta durează câteva minute. Te ridici în picioare, îți plasezi atenția sub tălpile picioarelor și respiri de 10 ori conștient. Deci cu atenția sub tălpile picioarelor, fă 10 respirații conștiente. Acest exercițiu îți aliniază energia care altfel este în toate direcțiile pentru că așa se produce o dezordine în momentul în care noi trăim doar în mintea noastră. Nu uita să-mi lași un comentariu dacă vrei cu rezultatul pe care îl simți în corp dacă practici aceste două scurte exerciții de a-ți gestiona stresul, energia, zi de zi. Care sunt noile tale resurse în acest moment? Mă numesc Amelia Ștefan, sunt coach transformațional și nu pierde următorul video despre cum să îți gestionezi energia astfel încât să te eliberezi de stres și să trăiești din spațiul de liniște, din spațiul autentic al ființei tale. Îți doresc o zi minunată!